Mergem mai departe la următoarea invitată care a dat lovitura din nou. După piesa Doar pe a ta, care a fost săptămâni întregi în topuri, acum vine să lanseze aici la emisiune o piesă care deja este numărul 2 în trending. Este nimeni alta decât Ignat Ioana și nu vine singură, vine cu Tudor. Ce faci, Ioana? Tudor, iartă-mă! Iartă-mă, dar am simțit nevoia okay, să fac această îmbrățișare care ajută la detoxifiere. Te salut. Salut! Haideți să luăm un loc. Ce faci, Ioana? Ce... Foarte bine! O portocalie ești astăzi la emisiunea noastră. Arăți ca o portocală. Mulțumesc! Îmi plac portocalile. Perfect! Am vrut să fiu fresh. Ai vrut să fii fresh. Spune-ne despre ce piesă e vorba. Este vorba despre o piesă care se numește Lângă ea. Este o piesă de dragoste. Este o piesă care înseamnă foarte mult pentru mine. Și e compusă de tine? De mine, da. Este compusă pentru de mine. Pentru că vreau să spun că tu compui foarte mult. Da, da, compun aproape zilnic. Și am realizat-o împreună cu el și cu Alex Turcu. Da. Da, ei au produs piesa. Am făcut piesa asta într-o zi când aveam sesiune cu altcineva. Mi-a dat mare țeapă și am zis, mamă, fac o piesă. Am zis că o fac cea mai șmecheră piesă în limba română. Și uite, că nu știu dacă e cea mai șmecheră, dar eu sunt foarte mulțumită și sper să funcționeze. Momentan avem un feedback foarte bun. Deci e bine să te enerveze cineva din când în când pentru că îți poate din tine păi artistul. Toate piesele pe care le-am făcut și au funcționat mega bine au fost făcute la nervi. Când cineva m-a supărat sau când am rămas fără piesă, cum a fost la Nu mă uita. Adică a fost trăirea ta pusă în cântecul respectiv. Da. Foarte și frumos. Evident mascat în așa fel încât să nu dau așa tot pe tavă ca să nu știe lumea exact despre ce e vorba în viața mea. Să fie așa, pe înțelesul tuturor, să se regăsească oamenii. Tu când cânti mai bine? Tot așa când ești nervos și când te păcălește cineva, trebuie să te duci la o întâlnire și nu vine? Tot atunci ascult tot ce e mai bun? De obicei, sincer, genul ăsta de stimulent mă ajută. Adică îmi iau nervul ăla care trebuie, știi ce zic? Adică nervul ăla creativ. Da, da, da. Și pe supărare și pe fericire, nervui diferit de fiecare dată, dar e ok, de fiecare dată când am avut-o de asta a ieșit content bun, e ok. La nervi ești cumva mai motivat, la fericire ești un pic mai moale, ești un pic mai, adică tu nu mai ești așa. Eu zic să fim nervoși ca să scoatem tot ce e mai bun din noi. Haideți că o să vedem și piesa, avem și videoclip, aici ai mai pățit ceva la videoclip, că la ultima ai leșinat când am povestit ultima nu, dată. Aici n-am pățit nimic, doar că am dormit foarte puțin toți. La un moment dat am luat o pauză pe la mijlocul clipului și am dormit cu toții, adică de la... Da. La prânz? Deci cu toți, am dormit cu toții. La unde apucam? Pauză, dormi la prânz. Noi am vrut, deci am stat cu o noapte, nu, cu două nopți înainte, am stat eu până dimineața, am lucrat în studio cu Tudor și mai erau niște prieteni și la 5 dimineața am văzut că era un albastru superb pe cer și am zis, bă frate, trebuie să facem cadrele alea cu bicicleta la 5 dimineața. O să le vadă imediat și cei de acasă. Bogdan Daragiu spunea că nu e ok. Da, el a realizat videoclipul, foarte mișto, chiar mi-a plăcut super mult. A fost pentru prima dată când am lucrat cu el și chiar a fost blană. Și el a zis că ar prefera să fie un pic mai încolo, dar noi am tot insistat, am zis, nu bă, la 5 dimineața că e lumina aia. Îți dai seama că am întârziat să o filmăm până la urmă, nu mai știu. Da, am filmat un pic mai târziu și deja a început să se răsară soarele. Da, și n-am mai folosit deloc cadrele alea de dimineață și am filmat până la urmă seara. Măcar le-ai văzut, tu și te-ai încărcat așa cu energie bună, nu? Da, nici măcar nu le-am văzut pe alea. O zis Bogdan că a ieșit foarte rău și trece la pierderi. Nu mi le mai arăta. Perfect, oameni buni. Nu mai știu cum e statusul la tine cu dragostea. Sunt ok. Deci dacă e ok, oameni buni, cu dragostea nu o să mai scoată piese puternice în următoarea perioadă. Piesele alea puternice apar când sunt probleme și în dragoste, fluctează, și fluctează. Ideea e că am scris foarte multe piese perioada asta și urmează acum să lansăm vreo 3 piese noi. O să fie într-o veselie. Nu, chiar într-o veselie, o să fie într-o depresie, că sunt foarte triste piesele, doar că o să le lansăm într-o manieră mai diferită, adică nu o să fie o lansare de single sau o să fie lansat într-o manieră cu trupa, o să fie ceva frumos. Foarte frumos. Cât de curând. Să știți că este o fată foarte talentată. Ioana Ignat ne cântă piesa și Tudor e pregătit și el de asemenea, da? Să ne cânte. Haideți să vedem, piesa se numește... Lângă ea. Tot lângă ea e cel mai bine, nu? Așa, Ioana? Așa este, așa. Asta e, piesa asta ai făcut când te-ai certat cu el?
Nu. Deci mi-a dat seapă da, un prieten. Fata aia care n-a venit acolo. Un băiat, foarte talentat. Trebuia să am sesiune cu el și el nu a mai venit. Și era prima sesiune, frate, la care eu m-am pregătit să ajung la timp, că eu întârzi tot timpul. L-am sunat, nu mi-a răspuns. Am zis, mă, mâncați așa. Și apoi l-am sunat pe Tudorens, hai mâncați așa și să facem o piesă de aia blană de tot. Asta zic și eu, oameni buni, să ascultăm o piesă blană de la Ioana Ignat. Și eu îmi dai lumea peste cap când te joci în părul meu. Oare sunt în gândul tău? Și atunci când îți e bine și atunci când îți e rău, vreau să stai, să mai dai vorbe dulce de mai. Dă-mi puțin din ce ai, vreau să stai. Eu vreau să stai, să mai dai vorbe dulce de mai. Dă-mi puțin din ce ai, vreau să stai. Amândoi să fim goi de nevoi, să fim doar pentru noi.